Bine v-am regăsit la Lumea Nevăzută, vă mulțumesc că sunteți și astăzi alături de noi. Omul a fost fascinat întotdeauna de aflarea viitorului. Dar oare este acesta previzibil? Și sunt mai multe științe, precum numerologia sau astrologia, care ne pot da anumite repere. Ce informații putem afla dintr-o hartă natală, dintr-o astrogramă și cum ne putem folosi de energia planetelor? Aflăm astăzi de la invitatul meu, Valerii Pănoiu, astrolog, numerolog, scriitor. Valerii, bine ai venit! Bine, mă bucur să te revăd. Mulțumesc de invitație. Vorbeam noi așa înainte despre harta natală, despre astrogramă și îmi spuneai tu că oamenii vin puțin așa la astrolog ca la ghicitor. Astrologia este greșit asociată cu ghicitul și cu alte practici care țin mai degrabă de o zonă a superstițiilor. Ea fiind de fapt o știință în bună regulă, întrucât are obiect de studiu, are metode de abordare, se bazează pe date științifice exacte, are la bază matematica și astronomia. Este o știință, dar în egală măsură este o artă, pentru că este o artă a interpretării, întrucât se bazează pe un cod simbolic. Și eu mereu fac această asociere între modul de a primi informații din astrologie și modul de a primi informații din medicină, pentru că medicina este o știință analitică, da? De la o picătură de sânge examinează sănătatea unui întreg organism, în timp ce astrologia este o știință sintetică, pentru că pornind de la configurația universului, de la configurația cerului la în momentul nașterii unui individ, trage concluzii despre fiecare aspect al vieții sale. Astrologia este o știință a predispozițiilor, pentru că într-o hartă natală putem prevedea sau putem analiza tipul de experiențe pe care omul le are de trăit într-o viață, dar nu putem anticipa niciodată forma în care se întâmplă lucrurile. De exemplu, nu putem anticipa, apropo de asocierea astrologiei cu ghicitul, dacă partenera predestinată spre căsătorie va fi Maria sau Elisabeta. Asta nu putem... Dar acolo în casă se văd niște aspecte foarte clare legate de viața intimă, de viața amoroasă, nu? Astrologia este o știință energetică, pentru că putem vedea modul în care circulă energia prin viața omului, dar, repet, nu și forma. Omul este cel care alege forma, pentru că până la urmă există roluri și există actori. De exemplu, soția este un rol, rolul de soție. În acest rol poate fi distribuită o actriță sau altă actriță, care până la urmă este la libera alegere a persoanei. Deci astrele predispun și omul dispune până la urmă, dar noi ne putem folosi cumva de ghidarea planetelor, nu? Bineînțeles. Cu toate astea, eu, de exemplu, nu practic astrologia doar pentru previziuni. Astrologia este o tehnică complexă de consiliere. Și dacă este să inventariez o zi normală de muncă la birou, la cabinet, hai să spunem că, sărind din consultație în consultațiile, din consultație în consultație, cazurile sunt atât de diferite încât, la un moment dat, pare că nu mai am nicio legătură între ele, pentru că poate fi vorba într-o consultație despre un divorț, în altă consultație despre cauzele spirituale care au dus la un cancer, de exemplu. În altă consultație se poate analiza, de exemplu, dinamica unei familii sau în altă consultație o pagubă materială semnificativă. Deci poate oferi foarte multe răspunsuri în toate domeniile vieții până la urmă. Fiind o știință și o artă a consilierii, astrologia este de fapt ramura ezoterică a tot cuprinzătoare, pentru că doar în astrologie se vede întreaga panoramă a trăirilor vieții omului. Și prin astrologie fiecare eveniment și fiecare persoană din viața noastră se poate încadra în tabloul de ansamblu al vieții. De aceea în astrologie avem o pendulare între trecut, între alegerile din trecut, între ceea ce trăim în prezent și modul în care percepem ceea ce ni s-a întâmplat și aspirațiile și proiecțiile noastre de viitor. Tu ai scris mai multe cărți despre astrologie. Ultima, Praf de stele, da? Este o carte pe care tu ai scris-o
foarte mult umor, eu am citit-o de două ori. Și scrii și despre zodii, scrii și despre ascendent, scrii despre foarte multe lucruri acolo. Apropo, de ce este important ascendentul? Că toată lumea știe în ce zodie este, dar mulți nu știu ascendentul. Ca să cunoaștem ca să cunoaștem ascendentul, e necesar să cunoaștem cu exactitate ora nașterii. Și poate n-ar fi rău, iată, pe această cale să lansăm și un apel, n-ar fi rău ca în registrele medicale să se consemneze, sau chiar pe certificatele de naștere să se consemneze, ca și în alte țări, cu exactitate ora nașterii. Nu sunt orele de naștere, nu au de ce să fie secrete. Știm că, de exemplu, Curtea Regală Britanică are astrolog, dintotdeauna a avut astrolog, și toate orele la minut, toate orele de naștere ale membrilor familiei regale care se nasc sunt înregistrate și făcute publice. Eu n-am reușit să obțin această informație de la maternitatea din Sinaia, unde m-am născut, dar sper să aflu până la urmă. Există metode. Aici, asta voiam să spun. Metode de, metode de rectificare de calcul, orei nu? De naștere. Se poate apela la alte științe care pot să ofere precizie în privința orei de naștere. De exemplu, se pot face măsurători radiestezice. Ascendentul, depinzând de oră, să ne gândim că are legătură cu constelația de la răsărit. Pământul se învârte în 24 de ore în jurul Soarelui și la fiecare există 12 constelații pe care luăm în calcul în astrologie. Prin urmare, la fiecare două ore, Pământul se va orienta în dreptul altei constelații. Ascendentul fiind nimic altceva decât constelația aflată la răsărit în momentul nașterii. Cineva care se naște, să spunem, la 6 dimineața, la răsăritul soarelui, va avea ascendentul în aceeași zodie. Cineva care se naște la apusul soarelui, va avea ascendentul în zodia opusă. Ce semnifică ascendentul? Ți-am anticipat, ți-am ghicit următoarea întrebare. Ascendentul prezintă vitalitatea și modul în care noi ne simțim în propriul corp. Casa întâi pleacă de la ascendent, de aceea este și denumită casa sănătății, casele a 6-a și a 12-a fiind considerate în astrologie casele de boală. Ascendentul arată modul în care noi percepem realitatea și modul în care ne percep alții pe noi. Este prima impresie, este masca, este personalitatea. Personalitate știind că înseamnă, știind că vine din latinescul persoana, care înseamnă, cum am spus, mască. Ascendentul ne arată și trăsăturile fizice, adică dacă... Și trăsăturile fizice le avem dintr-o combinație de ascendent cu planete pe care putem sau nu să le avem în ascendent, adică în casa întâi, și de asemenea contează foarte mult planeta care guvernează harta, planeta considerată stăpână a hărții, care este cea care guvernează ascendentul. De exemplu, la un ascendent în leu, planeta care guvernează harta va fi soarele și contează foarte mult. Unde este soarele? În ce casă